Cei mici s-au bucurat cel mai mult de acest prilej, luând cu asalt parcarea de la stadionul municipiului Târgu Jiu, unde autospecialele erau parcate. Copiii au fost lăsați să umble liber. Spre bucuria și mai mare a celor mici, poliția criminalistică din Târgu Jiu a venit cu unitățile de câini, iar copiii au putut face poze cu aceștia, dar să le și ofere afecțiune. Toți gorjenii au fost mândri de toate momentele care s-au desfășurat la Târgu Jiu cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României.